Bine ați venit la Stax TV, un nou episod cu o mașină modificată, de data asta BMW E36 Cabrio White Body Ferrari-ul Style. Hai să vedem ce zice omul. La început, de prin 2003-2005, cam pe acolo, aveam și un calculator, mi-a luat părinții. Și întâmplător, cine mi-a instalat Windows-ul, mi-a instalat și un joc cu mașini, Street Racing Syndicate sau ceva de genul. Și ăla era cu mașini japoneze, Subaru, GTR-ul, R34, R33-uri. Preferatul meu era Subaru, frate, că ăla pierdea în trailerul inițial, pierdea și bă, mi-era ciudă pe ăla. Am zis, bă, pe ăsta îl vreau, să câștig cu el jocul, știi? Și mi l-am făcut cum am vrut eu, cum mi-a plăcut, eram disperat după Subaru, mi-au luat ai mei machete cu Subaru, eram... Fun. Da, dar nu eram fan de raliuri sau de chestii de genul, eram strict, nu știu cum să zic, stance, chestii de genul, adică o făceam estetic și gen curse de stradă, cum ar fi, știi? Deja vorbeam cu ai mei, bă, facem cumva, am luat un Subaru, ceva, nu vreau VRX STI sau ceva, știi? 2.0 aspirat, GX-ul, știi, simplu, zic, n-am pretenții sau ceva, că știu, cu 18 ani, îți dai seama, părinții, bă, nu-ți iau că mori cu cai și cu de-astea, știi? Că alea se strică repede, că nu știu ce, că nu știu cum, că nu-i fiabil, că-ți luăm un Seat, că-ți luăm un Golf. După aia am trecut pe Toyota Supra, că știi că asta e vârsta, 14-15 ani, ai filme de genul R34, Toyota Supra, mă rog, ce ai văzut prin filme, prin chestii, știi? Am trecut de Supra și m-am gândit, bă, în 2016 m-am dus la Order. Gen, am auzit că ceva meeting cu Order, cu așa, cu E36 în Prejmer, am zis, bă, hai să mă duc. Am mers cu un prieten, am filmat, am tras 2-3 cadre pe acolo. Mi-a plăcut ce am văzut în mare pe acolo, adică, cum să zic, mă rog, era ceva mai diferit față ce am fost până atunci. Și totul a început de când l-am cunoscut pe Paul Mușat. Am văzut pisica lui acolo la Order în 2016. Era, nu zic sigur, prima pisică white body din țară, adică cu over fender de genul. Și am stat lângă ea, eram cu Dorceman, am stat lângă mașina aia, cred că am stat până a venit el la noi și am făcut cunoștință. Și mă rog, am început să vorbim, că nu știam că e din Brașov, adică mașina n-am văzut-o. L-am întrebat, bă, ai venit din Anglia cu ea, că avea numere de Anglia, știi? Mă rog, în care? Zic, eu sunt din Noua, zice, din cartier de aici, zice, știi? Zic, bă, ești nebun, n-am văzut mașina asta în viața mea, nu știam că ești din Brașov. Oarecum, în mare parte, inspirația am luat-o de la el, din 2016 am început toată asta cu E36, că... Cum să zic, eu fiind fan R34, GTR, de-astea japoneze, ziceam, bă, că E36 e de căcat, că are toată lumea, e de cocalari, știi că ăsta e stereotipul când... Vezi, când nu te pricepi la o anumită mașină, nu știi lumea, știi? Mă rog, am filmat din 2016 până în prezent fiecare Order. Și să seama, fiecare an am văzut chestii, am vorbit, am schimbat vorbe cu oamenii, mi-au zis, deci e ok să-ți iei mașina asta, care-s problemele. Și în mare parte mi-a plăcut mașina asta, acum ajung la ea. Aveam un buget de 2000 de euro.
Alex Ferrariu. Alex Ferrariu. Pe pandemie. Câți ani zici că ai, mă? 21. La doar 21 de ani. Băiatul ăsta are un BMW E36 Cabrio cu hardtop. De ce are hardtop dacă e Cabrio? Nu știu să-ți răspund asta, chiar nu știu. Lasă-mă că îl dăm jos, răspunzi tu pe privat. Bun, haide să vorbim despre mașină, să-mi povestești cum ai achiziționat-o. Am rămas la bugetul de 2000 de euro pentru o mașină. Un buget de 2000 de euro. Mașina era pusă la 2800. Ok. Mi-au trimis-o toți bine, eu voiam 1,36 coupe la început. Ok. Nu mi-a plăcut cabrio absolut deloc la început, care spate l-a rotunjit. Nu mi-a plăcut absolut deloc, nici după ce am luat-o, nu mi-a plăcut. Ok. Îmi căutam un coupe, n-am găsit și a apărut asta pe net. Arăta groaznic mașina, adică Angel Eyes, mă rog, capotă neagră. Personalizări care nu-ți plăceau, nu erai de acord cu el. E discutabil, mă rog. Da, bineînțeles. I-am scris tipul, mi-au trimis foarte mulți prieteni anunțul că băi, e mișto, care individual, că e nu știu ce, e pachet de fabrică, Mi-a zis, eu nu mă pricepeam absolut deloc la E36, adică știam ce am și auzit de pe la unul altul, știi? Dar să, una e când ai mașina și treci prin toate, alta e când auzi. Băi, am scris omului că mi-o recomandau toți, prieteni apropiați, bă, că și mie, cred că știu și pe tip, ca așa. Mă rog, am negociat la 2500, de la 2800 și el a zis, bă, ți-o dau fără hardtop la 2000. Și le-am zis alor mei că depindeam foarte mult de ei, că le-am zis să trec pe numele lui tata mașina. Ok. Mă rog, cu asigurare, cu... Na. Da. Și m-am auzit că, bă, cum să o iei tu fără plafon? Că a văzut care cărpa aia, că și are cabrio, dar e cu hardtop, cum cu ar hard-top, fi okay? Decapotabil, mă rog. Zis, bă, tu iei cu cărpa aia, așa, umbli cu ea. Și zis, păi, da, ce are, că o să-mi iau eu altă dată hardtop, că... Ia mă de aici bani și iau cu totul și nu mai sunt la discuții. Și a rămas așa, am luat-o cu hardtop la 2500. Ok. Noroc cu mamele, mă. Da, exact. Bine, și cu hardtopul ploua, adică nu te gândi, era mai rău decât cu softtopul. Mașina a venit cu niște RS2-uri, ceva, nu știu, erau foarte dubioase, cu negru, cu portocale. Zis, bă, eu vreau fără. Nu îmi dau jantele astea, că le vreau fără, voia 500 de euro pe ele, teoretic era 3000 de euro, știi? Ok. Zis, bă, iau niște table, le pun și ți le înapoi, că nu-mi plac. Efectiv, le dai tu altcuiva. Da, n-am de ce să dau banii pe ele. Exact. Am matriculat-o, mă rog, toate cele. Am venit o mântă de la rar, că am trecut rarul, mă rog, cu brio. Da. Scuză-mă că te întrerup. Da. Tu aveai mașina dinainte să ai permis, nu? Da. Aha. Am venit cu tata de la rar. Eu eram în dreapta. Și veneam de la rar și chiar când se dă în colțul spre casă, mă uit în bord să văd ce-i pe acolo. Că mă uitam de curiositate și deja creștea apa. Deci tu ai problema cu apa de când ai luat-o. Da. E blestemul, da, e boala, da, lor, domnule. Da. La cabrio creștea. Așa. Și tata, hai că ajunge imediat aici, o oprim, o lăsăm să răcească, nu știu ce căcat. La fel, s-a repetat asta și a doua oară, și a treia oară. Eu nu știam... Ce înseamnă? Nu știam, eram... Deloc mecanică nu știam, știi? Bine că știu acum foarte multe, dar prin ce am trecut știu, știi? Cred că toți copiii, na, exact, sunt în aceeași situație. Eu știam că e grav doar când se aprinde la roșu, știi? Când e roșu, oprești, așa știam. Asta trebuie să știi, da. Când se aprinde becul, exact, roșu, oprești pe acolo și acolo. Când se aprinde galben, poți să, exact, mergi până la primul serviciu, nu-i problemă. Mă rog. E simplu. Am avut folie neagră mată pe capotă. Prima chestie pe care am făcut-o la mașină, am dat jos folia. Ok, a trebuit să folosești că... După ce am dat jos folia și am văzut ce-i sub ea, am zis că, bă, mai bine nu o dădeam jos. Era kit, emblema era ștearsă, emblema n-avea emblemă, era kit și acolo. Și era plină de kit capota. Am dus-o la vopsit. Vopsitorii, băi, gata, în 3 zile. Nu mi iese din cap acum, știi, iar îl întrerup, da, om, dar aia cu emblema, știi, pe vremea noastră se numea Ohne emblem. Știi? Da, nu știu, sunt, da. Mă rog, vopsitorul mi-a zis, bă, vechi, e gata, așa, în 3 zile capota. În gândul meu, bă, 3 zile nu-i mult, știi? Stau 3 zile, bă, e gata, nu-mi răspunde. 4 zile, bă, e gata, când vin după ea, nu răspunde, 5 zile, 6, trece o săptămână. Na. M-am săturat, frate, nu-mi răspundea, nu era gata. Am ieșit fără capotă prin oraș, că eram disperat, voiam să merg cu mașina să văd cum se simt. Mă rog, chiar că stăteam în dreapta, n-aveam, da, permis. Okay. Am ieșit fără capotă prin oraș, cu numere de țol, eram vai de capul meu, știi? Adică la modul ăla s-a întâmplat, mă rog, mi-a dat capota, capota era... Bine, știi cum e, bănesc, adică sigur știi, când vopsești un element e țiplă în ziua aia. După aia se trage kitul. Trece o lună, se trage kitul, se trage lacul, se arăta groaznic după o lună. Numai era și neagră, îți dai seama. Da. Jale. Exact. Și capotă la mută. Jale. Da. Ca să știi tu de acum, pentru cultura ta generală și pentru binele tău,
la o mașină, capota motorului este cea mai importantă piesă, da, când vine vorba de vopsit. Bănuiesc. Dacă piesa aia are chit pe ea, n-are cum să arate bine. Cel mai bine e ca o capotă să fie nouă, să fie vopsită și după aia restul, că se mai trage pe o fibră, că mai pun lateral, așa e ok. Dar capota să fie țipă, ok. Exact. Capota nu e rață. Și când e negru e cel mai greu. Da, știu. Trecând peste astea, prima dată am spart radiatorul, uitasem de problema asta, nu credeam că e ceva grav. Mă rog, nu prea, cum să zic, adică pățisem asta, nu foarte des, adică s-a întâmplat toată la 2-3 săptămâni, să zic că se întâmplă. Să crească apa? Exact. Ok. Că nu stăteam prea mult pe loc cu ea pornită. Și m-am dus la mine până la garaj să caut nu știu ce în garaj și am stat, cred că 2 minute, 3 pe ceas, cu mașina pornită pe loc afară. Și când să mă întorc cu ce avem eu de luat, vreau că se aburi de sub capotă, știi? Eu m-am speriat, deci tremuram tot, eu nu știam, cream că ia foc, că bubuie, că nu știam, m-am sunat pe tata, speriat, ce dracu fac, mi-a zis, oprește mașina, lasă să se răcească, m-am uitat și pe sub ea, curgea antigel, s-a spart, efectiv, ceva. S-a spart radiatorul, curgea tot, oprește-o, te duci la magazin, iei apă, bagi apă full și merge așa până acasă, nu eram departe, 500 de metri. Okay. Și eram speriat, el mi-a zis să deschizi ușor bușonul, să nu-ți bubuie în față, să dă astea cu un prosop, da. Eu auzind deja ăstea, zic, frate, deschid ăsta, mi-ar de față, bubui, mor eu acolo, știi? Da, mă, cât ești mic, mă, frate, zis, de unde să știi toate lucrurile? Eu nu deschid, eu o las aici. Tu, o dracu. Eu o las aici. Eu, ce, 2000? Mă. Ce, mă, ce, mă, ești femeie, zice, deschide, dracu, bușonul ăla, că nu mori, știi? Da. Ne, bă, aia, e vina dacă poți zice, am deschis, nu s-a întâmplat nimic, efectiv, normal, dar eram speriat. Mă, când auzi de bubuitor și de astea, nu prea te bagi. Nu te bagi. Aia zic. E cu bombă, da, nu. Da, aia zic, exact. I'm out of here. Am băgat apă vreo 3, 4, 5 litri, că dracu a intrat. M-am dus acasă, am ajuns la limită. M-am aruncat la gunoi direct ăla. Am luat alt radiator, nu știam de care. Eu am băgat acolo 3-2-0, dar fără climă. Eu nu știam. De ce nu întrebai pe Paul Mușat? Bă, de exemplu, el nu, era, nu erați atât de prieteni sau nu v-ați împrietenit după ce așa? Ba, sau? Ba da, dar mai multe chestii vorbeam cu alt prieten care e mai mult pe mecanică, știi? A, cu Paul Mușa vorbeai de femei, gen? Nu, vorbeam de... De aripi, de fibre, de, am înțeles, astea erau probleme, adică noi, nu partea mecanică. Nu suntem pe mecanică, noi vrem să arate așa și atât, știi? Și atât, ok. Exact. Da, nu înțeleg. Ne băgăm la treburi murdare, da. Că... Nu e treaba voastră. Nu-i de mine, zic sincer, că să mă bag să fac ceva prost, bă, mai bine nu fac. Eu știu oameni care s-au băgat și au rămas fără degete. Aia zic, știi? Sunt așa, știi ce zic? Adică mai bine stai liniștit. Exact. Corect. Am schimbat radiator, am luat pentru fără climă sau ceva, genul ăla mai scurt. Cred că 3 luni a ținut abubuișul ăla. Și după am vorbit cu un prieten, Vlad Ciuf. Da. Mi-a zis, bă, tu ai cumva climă? Zic, da. Păi bă, ți-e trebuie de la mare, frate, cu climă, la 400 ceva de lei, nu știu că dracu era. Bine, mă, ia-l pe ăla și pe ăla l-am de 2 ani. Și ok. Și mă ține, încă mă ține. Bun. Hai să vorbim de, adică eu știu și înțeleg stilul și înțeleg și pasiunea cu mașinile japoneze și așa, că și eu la cadet aveam tobă Japan, sufeream am și eu de partea aia. Sufeream de chestiile astea, știi? Da. Pe mașină europeană și după aia pe mașină japoneză am zis să-mi pun roți OZ, că na, toată lumea are Japan. Da, știu. Deci, da, te înțeleg, dar hai să le explicăm oamenilor cum ai ajuns în forma asta, în forma asta. Așa. Da. N-am avut bani de S14, zic sincer. Okay, de Silvia S14. Am vrut Silvia S14 sau S13. Era doar 5.000. Aveam 2.000. Știi? Știu. Și alta e să iei de 2.136 decent decât să iei o Silvia ruptă. Da, știu ce la zici. La 2.003. Da, nici da, nu găseam. Mă rog. Da, eu am găsit la 2.500. Da, în sfârșit, am făcut 5.000. Da. Aia e, dar ăsta e noroc, adică da, nu e, da, clar, nu e prețul pieței. Eu chiar nu am noroc la chestii de genul. Ei, ai tot timpul, stai liniștit. Da. Mai ai tot timpul să ai noroc, da? Mi-am luat niște SSR-uri pe 18 anul trecut. Sunt jante japoneze. Okay. Eu aveam filmul ăsta prost să fac din E36 cât mai japonez, okay, cu elemente căcat. Acum am trecut peste etapa aia, nu știu, mi se pare... Ce ți se pare? Mi se pare acum, mi se pare cam penibilă. Penibil? Nu, mi se pare cam fumată treaba, știi? Adică, o mașină europeană în stil japonez? Da, puțin. Okay. Am vrut să o fac așa, recunosc, mi s-a părut tare. Încă mi se pare tare, cunosc că E36 arată mișto. Cu kitul ăla, bănuiesc că știi pragurile alea mari și... Da, mie nu-mi place stilul ăla, dar îl înțeleg pe de-o parte, știi? Zic, știi, stilul plăcea, de drift cu bările da, alea așa, zic, invers decât ar trebui să fie, știi? Zic, cu pragurile alea mari și... Na, știu ce zici. Mie-mi plac, dar deja au început să aibă mulți kitul ăla, știi? Și nu prea... Adică eu aveam bugetul, aveam planul să fac cu jantele alea, cu kitul ăla, adică era pe filmul ăla, oarecum. Arunca lumea cu... cu borcane după tine pe stradă, dacă spuneai pragurile alea. La modul ăla. Bine, oricum. Mă rog, am luat jantele, le-am pus.
freca grav pe spate. Bine, eu oricum am perne, dar nu era combinația nici să merge așa, da, în bot. Știi, cu spatele ridicat, da, 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 și cu fața. Da. Am făcut praf aripile de tablă față-spate. A dat rugină automat. Pe spate se coja efectiv un mers prahat. Și am zis, bă, ce să fac? Am avut un prieten, Alex Păun, tot cu cabrio negru. Bă, ți-au eu jantele mele, că îi plăceau lui, știi? Bă, bine, ți le dau. I le-am vândut lui cu 1000 de euro sau ceva de genul. Dar acum să știi că ar trebui să-i spui lui Alex Păun dacă mai sunteți prieteni sau nu. Suntem prieteni. Ok. Foarte buni. foarte buni. Pentru că omul s-a uitat la clip și zice, am avut un prieten, Alex, bă, ăsta nu mai e prieten cu mine. Știi ce zic? Nu, e ok, suntem prieteni. Ok. I-am vândut lui jantele. Da? Pentru că și el mă întrebase tot în perioada aia de unde am luat kit-ul. Că eu luasem, dar nu l-am pus pe mașină, i-l-am vândut lui tot așa, okay, sau nu, nu mai știu, mă rog. Da. L-am vândut altcuiva pentru un motor. E mult de discutat, nu vreau să intru, da, acum în detalii, deși era, da, interesant. Da. Și-a pus kit ca al meu. Și am zis, bă, n-am jante, avea niște rondeluri 8 cu 9 sau ceva și n-ai cum să bagi 9 sub Fără J? Fără J? Nu, ah, nu-mi place. I don't eat J. Nu-mi place. Ok, așa. Am zis, bă, trebuie ceva, frate, că mașina e atâta și aripile sunt atâta, știi? Corect. Zic, bă, ți le vând pe ale mele și cu distanțier de la adaptor, cu dublă prindere, că le-a 5x114.3. Flanș, adică. Flanșă, da. Flanș, okay. Flanșă, la 5x120. Aia 2 cm plus 9 și tu era pe 0 sau ceva de genul, dădea pe acolo. Ok. I le-am vândut lui și după aia l-am întrebat pe Paul, bă, eu am bălă pe jantele astea din 2016. Adică, okay, le-am văzut. Zis, bă, le-ai dorit le vreau mult. Cândva le vreau, neapărat. Ok, și zici că n-ai noroc, vezi? Așa, zi, mai departe. Mă rog, i-am scris, bă, nu vin jantele, că știam că vrei tu să-ți faci RS2-uri mai mari și nu știu ce. Bă, mă mai gândesc. S-a gândit, bă, du-te și ale, la modul ăla. Asta a fost, am omis o parte. Aveam 1000 de euro de la Păun și mai aveam în jur de 1000 și ceva pentru vopsit. Mașina era praf, la praguri, adică... Rugină. Da, când am luat-o... Pragurile, okay. Vin pragurile de plastic peste, știi, da, cel, da, de metal. Nu vezi, da, corect. N-aveam de unde să știu, nu mă apucam eu să smulg de pe mașina omului, să mă uit. Mă rog, la următoarea mașină, clar, fratele tău te sfătuiește să o ridici pe elevator. Da. E foarte simplu. A fost dubios și cu mașina, da, când am luat-o. Da. Că am văzut un post, am zis, bă, trimite-o. Atât. Da, mă, da, da, mă, lasă nu că ai tot timpul, stai liniștit, că și eu am cumpărat mașini, mi-am luat țepe, stai liniștit, ai tot timpul din lume să înveți. Mă rog. Am dus-o la un tinichigiu, că a zis că o facem, o trecem, e gata în 3 săptămâni, e gata de order. Mi-a zis că e gata în 3 săptămâni, bine, mă rog. Mă rog, da. Băi, gata, am dat acutare, da, la order ești cu ea, e 100% ok, știi? Era o săptămână înainte de order, îl sun, nu răspunde. Tipic. I-am scris, bă, când pot să vin să iau mașina? Să iau mașina deja sau să o văd, da, măcar în ce stadiu ești, știi? Mi-a răspuns a doua zi după ce a încercat el să dea jos o bară, o chestie, un bandou, o față de uși, să se pară că a făcut ceva la ea în 3 săptămâni. Da. Deci în 3 săptămâni a dat jos două, da, fețe, da, de uși, niște bandouri și bara față, știi? Da. Și un portbagaj. M-am dus acolo, am văzut așa. Zic, frate, mie mașina asta îmi trebuie într-o săptămână. Știi, la modul ăla. Că, bă, că știi că am avut și alte lucrări pe lângă, că am tipic, avut... da, eu la modul, da, ăla, știi? Da. Și am zis, bine, frate, zi-mi, când crezi tu că e gata, nu te grăbesc să-mi zici că ai făcut-o la mișto sau așa. Bă, că într-o lună sau 3 săptămâni, tot așa. Am prins order-ul fără mașină, m-am așteptat tot anul, bă, mă duc la order anul ăsta cu mașină. Am fost fără, mă întrebau toți unde e mașina, unde e mașina, că așteptat tot, zic, bă, e la vopsit. Trece order-ul și scriu iar lăstăl pe 2 săptămâni, 3. Bă, cum e mașina? Bă, că știi că pula mea, bă, luni vin cu platforma și eu. N-am stat, bă, da, ce mai bine? Îi dau să-mi și avans vreo 1500 de lei. Of. Mă rog, da, da. Și eu ce am zis cu banii aia că-i fac de tinichigerie? Plus că iau 1000 de la Păun, de pe jante. Bă, stai că și așa Paul vrea să dea jantele. Da, stai, fă o pauză mică, o pauză, Marius. Că e domnul să-și mute mașina, ia și tu ghiozdan, bănesc. Avem, avem, mai avem vreo 5. 15 minute? Da, da, da. Vai de capul meu. Ti s-a părut că ai, a trecut repede, nu? N-ai apucat să zici nimic, nu? Nu. Ți-am zis că e, ți-am zis că trece timpul, nu mă dai seama. La jante, nu, la jante, da. Da. Te-ai dus la tinichigiu, ai luat mașina? Am luat mașina lui Nescu, vin cu platforma. Nu mai s-au discuții că așa că pe dincolo, am luat-o direct, m-am enervat, bani de tinichigerie. Cu pragurile și așa era moci mașina, adică încă a rămas în același stadiu. Plus cu pragurile rupte și așa, adică a scos de pe ea ca să vezi doamne că a făcut muncă, știi? Mi-a scris-o, Paul, bă, uite, îți dau banii. Nu mai fac nimic, anul ăsta era deja
Trecuse și ori, dar nu te mai interesa, ca să zic așa. Bă, iau jantele, uite banii, aia. Am luat jantele, am pus pe mașină. Mașina arăta ok cu jantele. Poți să pui și pe o rablă, adică... Jantele schimbă foarte mult, schimbă, din aspectul mașinii. Schimbă, eu zic că 80%, 80% la 80% schimbă. Era pe tablă când am pus jantele, sau nu mai vopsesc. Am fost așa la October, cu pragurile ruginite, cu, că au văzut toți că am praguri ruginite, știi, de acolo vorba aia că... Am înțeles, dar nu mai lasă oamenii în pace, mă, că poate au igrasie în baie ei. Zic, adică poate pragurile sunt ok, dar da, poate au igrasie în baie, n-ai să știi. Da, o să facem, mă, de acum la emisiune, filmăm și la ei acasă. Haide, mă, să vedem, bucătăria, baia și dormitorul. Corect. Da, vedem cum stați, pe la colțuri, pe la cadă, pe jos, da, știi? Cred că în peste iarnă și toate cele să ajung aproape în prezent. S-a făcut să februarie, spre martie anul ăsta. Și eu am zis, bă, hai să vopsesc mașina, dar mă gândeam unde, că e scump, că 2-3 mii de euro, unde mai vorbeam, peste da. 3 mii de euro, știi? Da. Și dacă voiam, voiam să o fac ca lumea, știi, fiecare bă, element... Bă, 1000. Stai, stai, că zic. Fiecare element dat jos, vopsit pe interior frumos și praguri și la portbagaj, și la... că am vrut să fie ca lumea, știi, nu? Da, așa. Pe deasupra da? Făcut și... Da. A mai și venit un pasionat la mine, pe care să-i spun numele, după ce se termină clipul și mi-a zis, băi, eu vreau vopsită și plafonul pe interior, mă. Înțelegi? În sfârșit, omul vrea să facă o treabă de calitate, da, dar da, înțeleg. Nu totdeauna se pretează. În sfârșit. Da, clar. Ok. Și nu știu cum am, din vorbă în vorbă, tot cu Vlad Ciufa am vorbit, că bă, uite, mi-am făcut eu atelier și am un vopsitor pentru tine, dacă vrei. Face treabă foarte bună omul și nici nu te costă mult. Ok. Fiind primul proiect pe care îl facem la garaj aici, ne și știm. Da, îți fac un preț mai bun. Îți fac un preț mai bun și... Facem treabă. Ești mulțumit și mi-a arătat, da, mi-a arătat și o lucrare de-a lui și am văzut-o live. Da. Mi-a plăcut, adică da. Chiar a fost ok. Da. Zis, bă, bun, când o aduc? Luni? Sau nu știu când m-am dus-o. Zim, când e gata? Că da. M-am săturat de întrebarea două asta. 3 săptămâni. Zic, băi, sigur? Da. Oricum nu mă grăbesc, că e pandemie. Poate dureze și o lună și două, că da. Nu ies cu mașină. Da. Da. Bă, nu, frate, în 3 săptămâni, o lună maxim e gata. Zic, bine, frate. Îi dau avansul. Trece o săptămână. Mă rog. Trece o săptămână. E o idee și asta. Așa. Da. Trece o săptămână și îmi trimite poză cu pragurile noi, schimbate, izolate ca lumea. Mi-a schimbat și un suport de cricket ramuci. Da. Toată podeaua curățată. Mașina avea tinichigeria făcută deja după o săptămână. După aia a urmat vopsitoria. A demontat-o toată, a pregătit toată mașina, toate elementele. A durat mai mult până am găsit anumite piese, praguri, bandouri, rahate. Mai aveai nevoie, da, exact. Lipsuri. De-i. Încă am lipsuri, dar le fac la anul. N-am okay. răbdare, acum nu mai am răbdare. Și a mai durat, cred că, o săptămână până a vopsit-o. Și încă maxim tot câteva zile să o asamblăm și să facem faină și cam okay. aia a fost. S-a încadrat la timp omul, a făcut lucrarea de toți banii mei, să nu zic. Mulțumit? Eu sunt foarte mulțumit și de preț și de calitate. Foarte bine. Acum, na. Da, mă, lasă oamenii. Nici nu-s tipicar, dar sunt și, vreau să-și fie și treaba bună făcută, știi? Da, sunt de acord cu tine. În sfârșit, mașina tu o folosești daily, o mașină da, folosită daily. Da, și o mașină care merge zilnic, nu stă în garaj, știi? E foarte greu să o poți păstra într-o exact, stare exact. Perfectă, polișată, aranjată, exact. Lucioasă și așa mai departe. Exact. E foarte complicat, iar costurile sunt foarte mari. Ți-ai zgâriat o ușă, dă-i, exact. Du-te, fă din nou, tai, mai fă o piesă de lângă. Iese la nuanță ca lumea. E complicat, e foarte complicat exact. Pe partea de vopsitorie, dar zi-mi cum e cu poliția. Mamă! Cred că anul ăsta am fost oprit de 15 ori în trafic, nu exagerez. Toate pe motivul roților strâmbe și evacuarea. Cum? Nu știu, n-am găsit ce, nimic. Ce zice poliția? N-am găsit nimic în legislație. Eu am stat să caut în legislație. Nu există, aia zic, nu există unghiul roților, există altă dimensiune. Că de ce stă așa roțile? La, exact așa mi se exprima, da. Știi? Și am rămas prost, vreau să râd. Pentru, trebuia să-i spui, pentru că la BMW, pentru că la BMW sau la orice altă mașină cu tracțiune spate, în momentul în care o lași jos, roțile se crăcănează. Așa fac el. Ce ți-am făcut eu? Am făcut în mod normal, așa da. E mașina. În mod normal, da, dar nu atâta, spui, știi? Sunt de acord cu tine. Da, haide da. Să băgăm o tonă jumate în Sandero, în portbagaj și să vedem ce se întâmplă cu roțile. Corect. Dacă vrei. Dar, repet, nu e specificat. Eu n-am găsit. Dacă voi găsiți pe YouTube și pe YouTube, auzi, Doamne, dacă găsiți undeva și puneți în coment pe YouTube unde scrie că trebuie să ai niște unghiuri de fugă sau paralelism exact. Sau convergență sau în anumite valori,
Dar mai e o chestie, polițistul, ca să înțelegi tu fenomenul, el este agent constatator. El nu știe mașini și nu trebuie să știe mașini. Lui doar trebuie să se pară suspect. Dacă lui se pare suspect, el constată că e suspect, el nu știe ce e acolo și te trimite la RAR. Da, adică ți-a talonul și zice, du-te la RAR să demonstrezi tu că ești ok. Dacă ești ok, eu îți dau talonul înapoi. Exact. Asta e viața. Mă rog, m-a oprit că țineți roțile strâmbe. Și alte dimensiuni, adică acolo e problema. Aici e discutabil, mi-am omologat dimensiunile. Ok. Am 2, 3, 5, 40, 17. Bun. Care sunt de fabrică, fără șpagă, fără nimic. Fără nimic. M-am dus la BMW, mi-au dat foaia, m-am dus și am omologat. Ok. Ei mereu se uită la jante și la gume să vadă, știi, repede. Da, păi nu vede decât pe gumă, că dacă e ștearsă dimensiunea, îi dă cu virgulă. Exact, nu mai știe ce jantă e, mai știe ce cauciuc. Dar în sfârșit. O să trec la cea mai penală întâmplare. Da. Nu le povestesc pe toate, n-are rost. N-avem prea mult. Da. Exact. A fost razie cu rarul la noi în Brașov, nu știu cauza, nu știu motivul. I-au luat pe mai mulți cu E36 din Brașov într-o seară, printre care și-o baciu, mă rog. I-au oprit pe toți cu E36 negre. Ok. Asta după toate opririle mele și toate, știi? I-au oprit pe toți, le-au luat aloanele. Din nou, dă-i, fă-i mașinile stoc, umblă, tipic, bike, știi? Da, mă rog. Știu. Și eu n-am venit cu mașina în ziua aia, am venit efectiv pe jos, știi? Mi-am parcat-o mai încolo, am venit pe jos, văd ce se întâmplă și m-a întrebat, tu ai venit pe jos, mă întreabă. Da. Și am rămas un pic așa, zic, stai așa, că ceva nu e ok. Mă rog, trecând peste, ies eu a doua zi, am avut niște treabă la garaj tot așa, garajul meu nu e acasă. Trebuie să mă duc undeva și mă întorc. Okay. Am lăsat mașina parcată în fața blocului și am ajuns acasă, mi-am făcut treaba, dau să urc cu mașina și văd că trece un echipaj de poliție. Mașina era parcată cu spatele, am văzut în oglindă. Pornesc mașina, dau înapoi ca să ies cu spatele. Am văzut că au pus frână și au băgat să dea cu spatele, știi? Mi-am dat seama, frate, ceva nu e ok. Am dat înapoi cu fața, am oprit-o, am așteptat, m-am dat jos. Am stat vreo 7 minute pe ceas. Era 2:30 noaptea, 3. Am stat la 3 noaptea cu ăștia la pândă, știi? Adică ei stăteau să mă pândească pe mine la colțul străzii. Am ieșit în stradă, am dat o inspecție scurtă. Bă, nimic. Două dracu, nu stau ăștia atâta după mine la 3 noapte aici. Într-un cartier. Da, da, da. Uite că au stat. Pornesc, ies cu spatele, că dacă ieșeam cu fața, poate apucam să-i văd. Ies cu spatele. Dau să ies pe străduță, nu mai apucam deja să dau cu spatele să intru, știi? Când au văzut că am ieșit cu spatele, că am ieșit de tot din curte, abia după au pus pozițiile. Și am văzut că vine cineva repede după mine și pe contrasens, cumva, vine în drept cu mine să mă oprească. Nu știu dacă am voie să-și urmăr. Am pus o frână. Am pus o frână. Dar tare. Am oprit mașina. Vine în drept cu mine că bună seara, nu știu ce, prezentați actele și documentele. Da. Îi le dau. Îți iau talonul. Zice, vă rugăm să ne urmați. Eu știam că e filtru rar la 2-3 străzi mai jos, știi? Mm-hmm. Domnule, nu mai pornește mașina. Da. Nu știu, s-a oprit, nu știu, ați ieșit, nu știu, s-a întâmplat, s-a oprit deodată, nu, acum chemam platforma. Hai, lasă astea, că pornești-o, hai, termină, știi? Doamne, urcați, eu am și problemă, bine, eu am problemă cu contactul, cu șurubelnița, se știe, eu am blocat contactul, am lăsat așa, nu m-a mai interesat deloc, știi? Chiar nu mă interesează. Okay. Urcați, porniți-o, nu mai pornește, nu știu ce să fac, chiar n-aveam chef, m-am enervat grav că m-au pândit pentru fapt în sine. Da, știu. Că eu mi-asum. Da, ce-am. De acord cu tine. Când au venit ăștia cu rarul, mi-a zis, domnule, știu. Da. Știu, n-am ce să vă zic. Da. Și am început să-mi zică că ia deschide capota, să ne uităm la motor, că sigur ai modificări. Da, ia uite-te, n-am. Domnule, uitați că se pare că... A, nu, s-a uitat cu lupa, cu pe acolo. Da, căutau nod în papură. Căutau ei seria de la motor, căutau... Da, nod în papură, se știe. Aia că nu se vede, zic, domnule, are 21 de ani mașina, ce să fac? Nu știu, trebuie să fie acolo. La jante s-a uitat, a, că-i 2, 3, 5, 40, 17, ok. Auzi, dar tu de ce n-ai tobă finală, îmi zice. Nu știu, așa am luat-o. Yes. A, mă, că tot ziceți asta, zic, probabil, nu știu, pula mea. Pe aia la lumini. La lumini le-am pe toate. Pe astea le-am pe toate, vi le arăt. Chiar eu voiam să vă zic. Ia, proiectoare, alea. Aici iau 10 la desen. Da, toate au mers. Deci toate au mers la lumini. A, că e bine, măcar aici mi-e scris bine. Da, ok. Ia deschide portbagajul, Ameraid, butelii, compresoare, mă rog. Noroc că aveam o rezervă peste, ghiozdan, mai multe. S-a uitat pe acolo, nu știu ce. Băi, și când mi-a trântit polițistul portbagajul, nu s-a mai închis.
nu știu, l-a trântit atât de tare încât a sărit înapoi și nu se mai închide. A trebuit eu să strâmb la loc chestia aia. Și zis, dar au zis, dar nu credeți că mi-ați trântit cam tare portbagajul? Se făceau că n-au, adică n-avea nicio treabă. Da. Mi-au dat amendă numai pentru toba finală. Deci mașina e așa, dar numai pentru toba finală. N-au ce să-ți facă. Exact. Pentru că ride-ul nu este undeva specificat că nu ai voie cu o suspensie reglabilă, atât timp cât există din fabrică, nu? Deci nu este probabil, nimic omologat și nu fie pe carte. N-au văzut și noi și nu chiar și așa. Unghiul roților la fel, n-are nicio legătură, stretch-ul nu este reglementat în România. Nu este, asta zic, niște nu e nicio fătălăi. Lege concretă. Băieți ăștia de la RAR sunt niște fătălăi, spun eu, am mai avut niște discuții cu ei și le-am spus și le-am bătut obrazul, l-aș fi bătut prin alte părți, dar l-am bătut prin exterior și le-am spus că-s băieți tineri și ar trebui să le fie rușine, pentru că lucrează acolo și ar trebui să promoveze și ei ce se întâmplă în țările occidentale și cu apă caldă, unde poți să plătești, să-ți omologhezi jante, roți, camber-uri și așa mai departe, ca să poți să mergi legal, pentru că tu așa vrei. I-am zis asta unei și mi-a zis, du-te bă în altă țară. Da, du-te în altă țară, ăla, corect, știi? Da, știu, asta nu este rezolvarea, sunt de acord ăla, cu tine. Plus că iarăși un lucru pe care oamenii nu-l înțeleg, nici polițiștii, nici alți oameni care nu fac parte din lumea asta a mașinilor modificate, este că nu toți oamenii care au mașini modificate merg tare cu ele. Asta zic, nu la modul ăsta. Nu toți oamenii își modifică mașinile pentru curse ilegale noaptea, nu toți oamenii, deci nu are nicio legătură, nu e niciun criminal, nu e niciun golan, nu e niciun, știi, cum zic moșii aia, derbedeilor. Exact, la modul ăla, la modul ăla. Ce am făcut, mă, frate? Ce ți-am făcut? Bă, frate, intrați în aceeași oală, noi nu avem cum să știm. Da, știu. De când ori m-ați prins? Mie un polițist, când mi-a spus chestia asta, i-am spus în felul următor. Aseară, în fața mea, era un pasat de poliție și eu știu că pasaturile de poliție, pe vremea erau date la ăștia cu grad mai mare. N-am făcut armata, nu știu ce înseamnă o dungă, două și așa mai departe. Da. Iar polițistul din fața mea la semafor a aruncat chișto cu de țigări pe jos. Tu erai ăla. Păi nu, că nu eram eu. Păi și eu de ce eram eu ăla care făceam curse pe autostradă? Că nu eram eu. Înțelegi? Și atunci, de asta spun, e greșită asocierea, pentru că nu toți oamenii sunt la fel și nu toți oamenii care au mașini modificate sunt niște derbedei, niște golani care fac drifturi. Mai ales dacă vede că e BMW. Prin oraș și cu viața în pericol oamenilor. Nu toți sunt derbedei. Mai sunt și oameni care merg normal. Da, Ferrari-ul, de exemplu. Nu permite mașina. Da, așa. Băi, eu îți mulțumesc pentru timp și pentru interviu. Mulțumesc. Îmi pare rău că nu ne permite emisiunea nu se uită lumea atât erau de multe, erau episoade. Foarte multe de vorbit, sunt foarte multe povești. Noi o să mai facem un material care se numește Q&A, unde îi punem întrebările lui Ferrari-ul puse de voi pe contul de Instagram. Deci o să mai aveți acolo ocazia să vă întâlniți cu Ferrari-ul și cu poveștile lui. Dacă vă place episodul și vi se pare cool, like, share și subscribe sau urmărește ca să știm și noi cum stăm și like și dislike la clip pentru ca să vedem dacă v-a plăcut sau nu, poate locația asta cu pompieri e bună, poate nu e bună, poate mașina, poate nu. Oricum, dați acolo comentarii, like, dislike și nu uitați de Patreon, că dacă aveți întrebări, cum ar fi avut Ferrari-ul, de exemplu, cu ce radiator să-și pună pe mașină, vă costă doar 5 euro pe lună și avem și pachete de 2 și de 3 și de 1,5 și de 50 de cenți și de pentru toate buzunarele, adică îi găsiți acolo tot ce trebuie. It's a wrap! O să zic că toată lumea în comentarii, că se vede în cadrul ăsta. Da. De ce mi-ai capac la A, lasă-mă să zic că oricum la kitul ăsta vine înăuntru capacul, nu se vede din poziția aia.